Avem 4 minute, așa că voi încerca să fiu extrem de sintetic. Aș caracteriza acest buget ca fiind un buget imprudent, riscant, pentru că pleacă de la premise ideale sau idealiste. Și vă spune un om care a mai văzut acest film în 2009, când Comisia Națională de Prognoză dăduse pentru 2009 o creștere de 5,6% și a fost o creștere negativă de 7,1%. De aceea nu pot să nu vă spun că am senzația, privind la legile care au guvernat întocmirea acestui buget, că avem două trenuri care merg pe aceeași linie, din direcții opuse, fiecare cu 100 de kilometri la oră. Iar în regulatorul de circulație avem un om de la mișcare care e beat. Mișcăristul este beat. De ce dă drumul celor două trenuri în condițiile în care unul mărește cheltuielile și celălalt tren scade veniturile?